Salutare, salutare! Bun venit la un nou episod de Arena. Suntem aici alături de... Cine e ăsta? Salut! Cine? Vorbiți, Cine? Mă, ce cu voi, mă, de ce v-ați... Bă, îți primul mob din cușcă, bă! Bă, eu vă las să vorbiți, mă, stați liniștiți, nu vă cert acum. Să vă bateți cu mine, dacă Ideea vreți. E că acum o să avem o arenă mult mai mare, Costinia nu-i... E șmecherul, când se apucă de construit, nu se oprește. Și am zis că de data asta nu o să mai spawnăm 10 și 10 mobi, o să spawnăm 20 și 20, adică eu intru în arenă și Costin îmi spawnează 20 de villager și Pânzi îmi spawnează 20 de pisici și eu trebuie să le bat. Bine. Și după aia îi spawnez eu 20 de ravager și tot așa. Bine, deci primul e Cătel în arenă, da? Da, mă, hai mă frate, nu, hai mă. Eu sunt primul în arenă, mă. Nu uitați să rupeți butonul de like să fie forță, dați 20 de like-uri pentru următorul episod acest gen și puneți-vă pe game mode. Bă, și sper că știți de restul episoadelor, că nu e o nouă serie început acum. Dar eu, tu să stai pe creative și el pe survival. Eu sunt pe creative, frate, gata, uite, stai să-mi fac aici. Pune-te pe survival, cătă. Încă nu, păi stai, spawnați prima dată, nu spawnezi 2-3 și după aia mă bat pe. Păi să nu așa. Plec, așa. Hai Pânzi, spui sau ce faci? 20 cu 20, da? Da. Bă, nu de ea, bă. Bă, ăștia o să zboare, treaba ta. Aia, ei, spawnează ea. Nu mă, că ne strică pe aici. Nu, păi nu ne poate. Distruge. Nu, nu pot să distrugi. Bine, hai. Bă, de ce mă dați mâna apoi? Game mode gata. Survival. Nu, hai. Au luat foc, mă? Nu. Hai că termină. Hai la bătaie! Gata, s-au dus, s-au dus ăștia, pleacă. Bă, de ce nu pot să alerg? Ori bă, să plece, de ce nu pot să alerg? Ăștia, ori să plece. Ia uite, deja bă, de ce nu pot să alerg? Bă, că mă disperă. Păi de ce ai făcut tu? A, abia acum pot. Hai că e bine. Mamă, Cătăline, zici că ești Nether! 1! Cătăline are 1! Mamă, 1, dar nu puteam să alerg, bă, n-am înțeles șmecheria aia. Nu știu ce ai făcut. Da, te-ai dus. Bă, trebuia să mă gândesc să dau și scuturi, dar aia e acum, am început. Bă, ce aici? A, și rămâne aceeași regulă stabilită. Bă, n-am cum, bă. E aceeași regulă, dacă ne pică ceva de la mobi, putem folosi. Bă, da. Mamă, deci doi, de două ori am murit. Bă, n-am cum, bă, să-i bă, ăștia, bă. Nu știu, frate. Cred că sunt prea mulți. Nu-i vorba că sunt prea mulți, e vorba că ăștia zboară și nu-i polovi. Pe ăștia care sunt prea sus, eu mor eu. Nu-i omoră, nu omoră pe nimic. Se ridică, să lasă, nu-i omoră. Exact. Hai că uite, acum vin pe rând. Mă, cum dau toți cu flăcări, bă, ești nebun, tu vezi și în arena asta, că nu poți să faci nimic. Ce șanse? A, a murit. Mamă, 3. De 7 ori mori. A murit fără să fiu lovit. Eu nu stai că am stat sus aici. Eu te-l pe ăsta, s-a urcat sus. Dărâmă. De 7 ori moare Cătălin. Ia uite-l. Faza că eu mor de la efecte, nu de la lovituri. Păi dacă îți scad ăștia HP-ul. Păi eu și nu știam că Pânzi, dacă știam sincer că Pânzi spune de astea, îți spuneam pisici. Da. De eu n-am văzut, deja am de mare, mamă, bă, țineți scorul că eu o să uit. De 4 ore mărit. Nu știu, uite mă, bă, iar m-am aruncat pe lângă arena, mă. Deci ideea e că ăștia îmi dau efectul ăla enervant și ăștia l-alți mard. Și dacă mă lovit, mor în câteva secunde. Deci te adun și lui Pânzi, stai, niște. N-ai voie să copiezi ba da, frate, da. Suntem liberi să folosim ce vrem. Da, bravo, mă, n-ai voie să-i folosești tu de mai multe ori. De 5 ori ai murit. Și încă n-am omorât jumate din ei. N-ai voie să folosești tu de mai multe ori același mob. Dar eu am voie să-l pun la tine. Bă, n-am cum vă să bat blaze-urile astea. Bă, dar blaze-urile astea ne merg nici... Bă, 4 hituri în blaze, 5. Scuze, bă, Cătă, nu știu cum ai visit numele este că mă... Păi zi, înainte să începe episodul, stați un pic că testez niște mobi. Văd ce-a testat. Mamă, mă distrug, frate, ăștia, na. Deci de 6 ori cred că ai murit. Cel puțin de 20 cred că o să mor. Să ținem scorul, dacă e. De 6 ori. Bun. Bă, dar uite, ai Blaze Road. A, de 7 ori. Bine. N-am rupt băcătă. Ba, dar nu mai ai multe. Zic că dacă mai mor de 2 ori, gata. Asta e că dacă m-au lovit o singură dată, mi-au dat toți efecte și chestii și foc și... De 7 are Cătălin, să țin minte, ca să nu... Bă, dar nu poți să le dai focul înapoi? Nu. Numai la ăla, la guest ăla. Tot m-au lovit, mă, nenorocit, mă. Nu spawna guest, că ăla se duce în ocean.
Da, uite-te, mai am jumătate de HP. Uci fel trag, mă, după el, nu pot să crezi. Mamă, și eu nu ți-am dat ceva greu, că aveam ceva și mai nasol. Deci el ce că avea ceva și mai nasol de atâta. Da, dragonul, ce aveai? Posibil, unul un dragon și un wither schelet de ăsta. Nu puneți Enderman, nu puneți de ăștia care zboară și teleportează, că e nasol. Bine, hai pe ăștia blazurile le punem, că a pus pânzii la început. A, și bineînțeles, fără scheleton. Am mai testat un mob, mă asigur. Bă, nu mai... ce încercat? Focu, mă, zi. De ce opt ai? El ia pe la sus, ia vezi. Gata, mă. A, dar acum sunt ăștia pe sus și cam greu. Deci ai 8, Cătăline. Vă sper să rămân la 8, că eu în continuare flăcări, ard în flăcări. Aha. Mi-e frică de când o să încep eu. Mai bine Costin 8. Și după ultimul eu. Vrei tu ultimul? Bine. Da. Bă, dar nu mai dați, mă, foc, mă, ratați și voi un hit acolo, gata. Deci ah, stai că mai apăsă. Mai e unul, mai e unul. Hai deci să-l luăm, frate. Punem... deci 8. Putem să punem ce mult vrem, da? 8, frate, gata, să stingem focul. Da, mă, pun ce vrei. Dar să nu te aud după, că ac, mi-ați dat... Bă, uite ce am aici. Ce? Ui, dar skeleton scur. Bravo. Cătălin, să dai pe creative. Haide, dați-mi de-alea. Game mode, create. Începe, da? Ia să vedem ce-mi dau barosanii, bă. Hai mă frate să vedem, stai că nu știu să intru la item. Egg. Nu zici nimic? Bă, bă, pe n-ai cum să, hai că nu mai spawnezi nimic, ajunge. Hai mă spawnează. Pe n-are rost. Crede-mă, crede-mă că n-are rost. Ceva, că și tu ai avut nașpa, am și eu nașpa și gata. N-ai înțeles, ăștia sunt cei mai puternici mob din Minecraft-ul pe mine. Ăștia îți dau și knockback, 20 de ăștia și te-au terminat. Deci ăștia hai să-i reducem să fie doar atâta. Lasă-mă, pune-ți. Eu zic să intri să încerci. Pune, mă, n-auzi că nu intru până nu pui. No, eu bine. Cred că termin episodul după 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E bine așa? Pune, mă, pe toți. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hai că măcar ăștia poate se împușcă între ei. Nu? No? Hai să te vedem. Deci putem încheia episodul aici. O să fie RIP Costinianu în descriere. Ăștia sunt cei mai răi. Mam. 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 Unu. Am unu. Ăștia mor și greu și... se va, hai că uite, vezi măcar pe aia că se atacă între ei. Păi de-aia am pus arcaș, că dacă puneam ceva mai complicat, oricum n-avea nicio șansă. Acum încerc și eu cum ai încercat și tu și ei bătut, încerc și eu să-i bat, că n-am de ales. Dar nu se compară, ăștia te distrug din 3 hituri. Și la finalul episodului, ăsta e ultimul episod filmat cu pânzii. Ce faci, frate, acolo? Bă, dar de ce distrugi arena? Dar nu distrug nimica. Bă, dar nu cu șmecherii de alea. Uf, a zis cineva că n-am voie să-mi fac manevra? Nu, frate, nu se joacă așa. Câte am? Ține scorul, că eu nu țin minte. Cătălin, tu ai 8, scrie pe chat. Cătălin, 8. Ai murit de 2 ori până acum. De cât? Sau de 3? Ia uite-te 3. Acolo, 1, 2, 3, 4, scrie în chat. Asta. De 4 ori ai murit. Ia. Bă, ăștia mă atacă și pe 3 de-astea, mă? Bă, dar el a închis ăștia aici, mă. Dă-te că-i deschid eu, frate. Ce am închis, mă? Sărat. Mai bine dădeam un arc. Mamă, ce e aici, frate, câte am? Lasă că numărăm la sfârșit că scrie în chat. Oricum multe, aia e clar. Dar n-am omorât nimic. Șase. Ai murit, tu ajunge. Șapte. Nu merge, bă, sunt prea grei. Da, pânzi, blaze road-uri și de-aștia o să ai, stai, nici. Să te văd, cum te bat, fie. Te ajutăm și lui? Nu mă ajuți! Pentru ce ne bate în singur dacă vrei să mă ajuți? Ai, în episodul ăsta doar Costin o să se bată cu ei? Ai, ce vrei? Dar cred că ai voie, mă, să-i atași de sus. Bă, da, și tu ești tryharder de la bune, adică... cel mai... adică dacă tu... Bă, da, știi care-i faza? Măcar dacă erai primul, aveai ușor și după ne dădeai greu. Ca să fii în avantaj, că ce văd, tu ești ultimul. Ce logică are, că tu o să fii mai nașpa. Hai că are 10 până acum și n-am văzut să moară vreun de ăsta mare. Nu, n-a omorât niciunul mare. Da, pe și tu puteai să-i lași, am zis, să fie numai 20 de ea mari și atât. Păi oricum îi băteam, tot aia era, că ea nici nu cred că mă ating, îi lanți. Adică...
Păi da, dar măcar să nu mai fie acolo. Vezi că dau cu săgețile după tine, ai grijă. Și de acolo ajung, mă, să dea în tine? Da. Aici, mă. Bun. Urci înainte să intru în arenă. Ca să vă faceți o idee, Costineanu-i prieten în viața reală cu pânzii și asta e un fel de răzbunare între ei. Nu cred că mai se întâmplă pe lucrul ăsta. Bă, ce fel dau ăștia, nu poți să te bagi în ei, frate. Asta e. Vezi, Costine, știi cum e aia, prietenii ți-i alegi? Deci ai zis că avem voie să construim de-astea, eu am tactică să-i omor. Nu, n-ai voie să construiești nimic. N-ai voie să distrugi, n-ai voie să construiești, așa e arena, așa te bagi. Bă, nu țapi dinainte! Stai că-mi sap acum și le-am în inventar, tu intri în arena cu pâinea și cu sabia. Da, da, dacă reușești să-ți sapi și să astea, spui ce vrei. Sapă de aici, de unde te dă patul, sapă niște pământ. Da, mă, că eu am săpat de aici, sap din partea ilantă, de unde am săpat și eu. De ce mi-a spart aia? Cine te-a spart? Voi. N-am umblat la nimic. Ce ai, mă, frate? Cred că am 15 deturi. Cred că ai mai multe. Ia, stai să le număr. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dai, mă, nu mai muri, că nu pot. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 până acum. Hai să scriem un 18, așa. Păi 30 de minute se bate cu ei. Ok, deja am oprit, stai liniștit. Mamă, frate, dar n-ai, mă, cum să o dai cu ei, bă. Vrei să refac, mă, să-ți dau alții? N-are rost. Păi ce? Dai, că eu n-am oprit filmarea, eu tot așa o țin. Bă, hai să intrăm și noi în arenă, să vedem toți trei. Nu intra să lasă, că se bat singuri. Hai că am omorât unul. Nu mai bateți, mă, n-auziți? Lăsați-i. Păi da, frate, dar n-ai nicio șansă să-i bați pe ăștia. Bă, stai, dacă mi-a dat, ce vrei să fac? Eu nu renunț, eu vreau să mă bat cu ei. La un moment dat o să moară, că ele tot dau damage și pot să moară la un moment dat, că n-au de ales. Nu știu, zeu, când o să moară. A? Mamă, frate, cum vin, nu poți să faci nimica de ei. Zi, nu zi nimic, da? Da. Costine, acum ceva gen. Cine mă? Vezi că nu mai ai armură, Costine. Asta e. Dă-ți, mă, frate, armura, mă. Mamă, frate. Dați-mi și mie armură aici, dacă sunteți pe creative. Hai că vină. Dă-te jos, dă-te jos. Ce-ai, mă? Vezi că ți le-am aruncat aici, la parte. Dă-mi și totuși. A. Ai de capul nostru. Bă, dar de fiecare dată îi dai, că spuneam că fără revager ești. Știu că dai hituri, nu mai da, că nu-mi place așa. Lasă-mă să mă joc, îi bați tu. Vreau eu să-i bat. Păi dar știi că n-ai nicio șansă să-i bați așa, e rip episod. Sunt mulți, nu mi-am dat. Și de ce-i dat de ăștia dacă-s mulți? Păi nu mi-am dat. Acum așteaptă să-i bat, ce vrei? Ce pot să fac? N-am ce să fac, îi bat că așa, să bat ei, n-am ce să le fac. Și chiar n-am ce să le fac, trebuie să-i bat așa încet. A să te fac pe tine, mamă, deci de-abia știu să vină pe mine. Ha! Mai bine? Bă. Voi știați că există Arrow of Luck? Și îți dă luck plus 1? Da. Și da, ce, da. Ce luck îți dă ăla? Bă, nu știu, am văzut că erau mai multe. Ce încearcă, mă, să facă? Costin made all Betsy? Ce e? Hai că Costin, dacă e. Ia vedem că au căzut aia acolo. Știu ce fac. Aole, aici am dat de alt mob. Ai găsit creeper? Nu. Ieși, mă, că m-ai speriat. Ce faceți, mă?
Ia văd ce-o căzut de acolo. N-a sau că-i bat, stai așa să vezi. Pe mai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de ăștia mai. Ce de ăștia? Marți foi de ăștia mari. Opa. De ce bateți mă voi? N-am dat mă nimeni. Păi și de ce mor? Se împiedică. Da. Mama, deci. Stai că-i bată. Dar nu cred că reușești mă să ajung. Vrei să spui de aia să dai până la el, a? Cade în ea. Hai, știi? Poți să intri în arena să te bați cu ei acum, că nu mai ai nevoie de șmecherii. Da, mă. Îi da? Bat cum vreau. A, mă, frate, mă. Ăștia se bat între ei, mă. Mamă. M-a bătut, mă. Tauă. Ăla-i blocat acolo. Cine m-a omorât? Eu, a. Dacă voi dați mobii mei degeaba, adică degeaba mă bat. Frate, oricum n-are rost să mai numărăm decesele, că... Că oricum sunt mult, prea multe. Cum să numești mâna? Chicken. Ha? Hai mă, pune altceva, nu-i pune și tot Ravager, că n-are... Bă, da, de-aia-i pun tot ce crezi! Da, bravo mă, eu să pierd! Păi da, stai, ideea e că totul să fie cât de cât diversificat episodul. Putem să-i punem altceva, de exemplu, tu poți să-i pui invoker și o să-i pun vrăjitori. Și tot așa l-au distrus, nu se poate apropia de ei. Deci ce pui, invoker sau vrăjitor? Ca să știu ce pun eu. Invoker. Da, atunci eu pun vrăjitor. Așa, stai, witch, nu wizard. Gata, hai. Witch, două secunde. Dai bate, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, până zi, te invităm. Dai, liniștit. Ai uitat că ăștia spawnează și de aia. Știu, mă, dai bate. Că uite, uite ce greu moare el. Vezi, s-a băgat între ei și el nu-i mort acum. Păi el îi bate pe ăștia. Ai înțeles? Noi i-am dat foarte ușor lui. Uite, el n-a murit până acum. Noi bă, dar ăștia ce fac, mă? Stau și se uită unii la alții. Păi dacă, el, dacă nu se apropie de ei, ei nu vin să facă. A, e șmecher el așa. Însă îi bate. N-ai treabă. Cel puțin 10 face. Cel mult 10, pardon. Deci mult 10. N-ai dat bine deloc. Nu chiar. Am murit odată, mă. De bun, două. De trei. Bă, dar ăștia nu mor, mă. Am murit de trei și ce-au murit? Dacă stai să numeri, tot ăia sunt. Da, de le-a dat damage ca lumea. Dacă stăteam și așa și... A, murit instant acum. Ideea e că nu atacă toți, că ea stau deoparte, dar și când nu, o să fie atacă. Nu, sunt frustrat acum, degeaba, poți să zici orice, că nu mai zic nimica. Bă, îmi pare rău de voi, dar eu tot postez episodul. De mă să mă duc să mă atați și ea, ca să nu mai fie frustrat. Dar nu, că nu sunt frustrat, că sunt frustrat. Că s-a dat tot rău pe tryhard pe ăsta. Bă, deci data viitoare o să specific de la început cum făceam mereu, fără... Aia, aia sunt cei mai greu de bătut. Ravagerii. Aia frate, că și aia cu lingura, cu laptele, și aia sunt nasoi. Mamă, dar eu nu omor niciunul. Ce lapte, mă? Care frate cu lingura? Stai că nu... Ce lapte visezi, mă? Aia mă, de aici, nu pizează. Aia din... și-au dat efecte unul la altul, bă, și dau damage. Pânzi, vezi că ăla din Pokémon, îl cheamă Abra, care e cu lingură, cu hipnotizare, cu... Haide, mă, te bagi sau ce faci? Deci până acum până zi a murit, bă, nici nu văd de câte ori a murit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E bun, deci tocmai l-am câștigat, 9. Ce de mine că m-am dat greu. Hai de capul meu, ne-ai dat foarte greu, cel puțin lui Costin. Da. Mai greu de atâta nu se mai... Adică, ba, se putea să mai dai pește, ea nenorociți, de ea nu te pățapriu ca deloc. Păi de aia ziceam eu, ăia cu lapte, cu linguri.
A, păi zici și tu că... Visează la linguri, bă. E efectul ăla, mă, care trebuie să bei lapte ca să-ți treacă. Mamă, mă aruncă ăștia, nici nu pot să intru în arena. Ești nebun. Bă, dar ăștia nu mor, mă, vrăjitori ăștia? Nu, că se spawnează, se regenerează. Serios? Da, deci trebuie să-i bați sau... Bă, ești nebun, eu am crezut că le dă damage, nu crezi să regenerează. Doa... Ce ziceai, Costine? Că are șanse? Nu știu, te chinui să-i bați pe ea, când ăștia mai grei sunt în partea asta, lantă, adică pe ea... Dar nu știu cum de te chinui să-i bați pe ea. Eu asta nu înțeleg. Că ea trebuia să-i bați din trei săbii. Păi și de ce nu mor? Nu ăia, ăi lanți, gen. O să săracu pânzi după amândoi și că nu ăia, ăi lanți. Da, nu știu ce face, eu te știu. Nu bate pe niciunul. Ai omorât, mă, vreunul? Bă, o omorât, cred că un singur vrăjitor. Evoker, pardon. Hai că îl întreg și pe ăsta. Dă mare rage. Mă, cum dau ea chestiile alea pe jos? Are și n-ai pe unde să... Și-a mai revenit, Costi, nu mai respiră. Degeaba, mă, că nu mi-a plăcut episodul. De ce să te minți? Nu mi-a plăcut. Bă, mie îmi place, eu îl postez. Păi îți place, normal că tu câștigi, normal că îți place. Bă, da, n-are rost să te superi pe mine, că eu n-am avut nicio vină. Dar nu mă supram pe nimeni, dar zic așa, că nu-mi place cum a ieșit, gen, ca și episod. Bă, hai mă, unde ești pânzi? Unde e mă pânzi? Că nu mai văd. Stai că se bate cu vexul, nu mai intră în arena. Stai, nici știi că pe ea nu-i mai bați. Păi ea nicio șansă, păi ea lasă-i la urmă, că nu-i bani. Noi mi-a dat totemul Fandain, cum îl folosesc. Îl pui în inventar în loc de scut. Și unde pui scutul? N-am scut. Păi n-ai scut, păi... în locul unde pui scutul. Aia e ideea. Hai de cap. Am murit și cu totemul, bă. Ți-ai pus, mă, totemul, pe bune? Mi-am pus, mă, las. Se numește karma, pânzi. Bă, dar eu totuși mă distrez cât de cât. Da, și eu nu mai fac. Muriți. Nu mai fac de distracție. De ce nu mai? Deci dacă face Cătălin 3000 de like-uri la episod, hai că... promit că mă bate, ci eu intru și mă bat cu 100 de dea pe un live. Dea moști, dea urți de care m-am bătut eu pe un live până-i bat pe toți sau 5 ore, că trebuie să stau pe toți. Hai că, că avem vreo șansă dacă e. Bă, uite și vezi, s-a făcut pânzii, uite la el. Știu, am dat eu cu o săgeată după el. Ce mi-ați mai făcut, mă? Uite, pânzii, nu știu dacă știai treaba. Bine, nu pot să-ți arăt. Oh, ai răbdare să te bascui sau nu? În zi, normal, nu uite-te prin pereți, îl vezi pe ăla? Cum luminează? Am renunțat, că eu la un moment dat i-am omorât pe toți. Vrei să-i batem și noi? Și acum încep să-i omor, știi? N-am mă nevoie. Bine. Eu tot cum eu l-am făcut așa invizibil. Eu dau cu niște săgeți șmechere în ei. Le dau și damage și după aia poți să-i vezi prin pereți. Știu ce să le fac, mă. Fac grob de astea și pică toți în ele și gata. Da, mă! Fii atent. Vezi că cine sapă groapă, cine sapă groapă altuia? Mamă. Vezi ce mișto se vede Costine? Da, să văd mișto aia. Stai că intră vexul după el de nu știe ce l-a lovit. Mai am de făcut 30 de gropi și gata. Nu ai ce să le faci și nemul măcar. Na. Nu, ce fuge ăsta de mine, ești nebun? Da, mi-e frică de tine. Dar ce-i făcut, mă, ai băgat pe toți în groapă? Păi eu mor după. În ce groapă i-a băgat, mă? Păi, chiar am băgat în groapă, nu cred! Doamne! Asta da tactică!
E un puținat. Trebuia să-mi fi dat seama mai devreme. Dar nu știu cum omor pățările alea. Cum faci cu păia care zboară. Hai, buba. Păi, eu nu știu cum de-l cu sabia, mă, că eu omorând de ăsta din 3 săbii și el numără din 50. Cum dai tu cu sabia aia? Nu înțeleg. Trebuie să lasă să se încarce chestia aia acolo când dau cu... Da, dai mai mult damage dacă se încarcă aia. Păi de asta nu-i omoram. Care mai e? Unde mai sunteți, mă, vin? Bă, tu de ce dai, mă, mine? Scuze-mă, mă. Și eu în ultimul minut îi mai pușcam câte o săgeată, că îmi place cum luminează, uite. De câte ori am murit, mă? Nici nu mai contează că s-a dus ceată de mult. Nu cred că i-ar murit. Bă, nu mai dați mine. Nu mai dă, mă. Da, frate, nimeni în tine. A, păi eu dădeam în continuu, mă, de-aia nu-i omoram. Mamă, cât sunt aici. Mai dați, mă, mine. Păstina s-a făcut invenzibil. Nu știe cum să se răzbune pe mine acum. Nici nu știi de unde te lovește. Bă, nu spargem. Am băgat în groază. Ce hater. Ai de capul meu. Mai terminăm, mă? Mamă, a pus mai mulți, bă, voi ați mai pus de aici. Nu. Ce ai, mă, a făcut pui? Îl mulțim, mă, dacă e lăsat pe toți acolo și când chestii stau așa de viață. Au apărut 30 de îngeri de ăștia, îi dăm la cap. Bate! Ăștia să ia pe care i-am omorât eu, mă, ți-am pus înapoi. Hai, mă, pânziva, dar mai terminăm și în episodul ăsta. Nu știu, mă, pânzi, nu știu ce faci acolo, nu se bate cu ăștia, i-am gropat pe toți, nu vezi? Oare instant. Nici nu se mai mișcă, mă. De unde vin, mă, ăștia? Au ieșit din groapă, că i-am scos eu. Ce-a făcut, mă? M-a spawnat aici, bă. Nu mai iese niciodată, bă, să te acolo, mă, mare, știi? Da. Să-i mai pun câțiva. Așa. Ai, de capul, nu. Te distrez. Cam ăsta a fost episodul. Nu mai scăpând de ei. Bă, bă, troll maxim, bă. Deci ce spuneai, Costine, nu-ți place episodul? Da. Acum nu-i mai place lui Pânzi. Da. Aolea. Dar măcar nu mai spawna, să văd dacă măcar eu mor pește de aici. Gata, nu-ți mai dau nimic. Promit, chiar promit că nu-ți mai dau nimic, gata. Gata, eu mor, nu mai fac pui acum. Păi ai și vexurile de bătut. Da, mersi, că eu am avut 100, nu 20. Ce să vezi, mă, vezi, mă, pun bune acum, că eu ți-am omorât vreo 10, cred. Vorbesc la mod cel mai serios. Ți-am pus înapoi, fără caterinca. A, și săgețile alea pe care le dați mine? Ce săgeți, frate? Ăștia, divocării te lovesc. Cătăline, tași că te-am văzut pe filmare, ca în filmare când dădeai mine. Nu vezi, mă, ciorile astea. Ha. L-au bătut ăștia mici. Unde m-a spawnat, mă? M-a dat jos acum, ce-a spus cum a... Păzea că vin după... Doamne, unde am căzut? Au venit și zombii pe mine și slendermenii, ești nebun la cap? Am omorât. Nu mai pot să ies de aici. Alții invocări, mă. Hai, lasă. Mi-au căzut de sus, mă. Da, mă. Fraților, acesta a fost episodul. Se pare că eu am fost câștigător, dar sincer ne-am distrat, nu mă așteptam. Nu uitați să dați butonașul de like dacă mai vreți în continuare episoade de genul, dar bine, nu chiar atât de tryharder. Fiți pe fază, mai urmează. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa.